Bună tuturor! Astăzi despre a judeca. Mă gândesc că mulți am judecat alte persoane. Majoritatea oamenilor judecă. Dar ar fi bine puțin să ne resetăm și să gândim altfel. Pentru că, nu, nu ne place să fim judecați și există un proverb: nu judeca ca să nu fii judecat. În momentul când, să zicem, observăm o anumită persoană. Începem să distingem anumite puncte, anumite trăsături și începem să facem judecăți de valoare, însă de cele mai multe ori acelea sunt negative. Ar fi bine să punem accentul pe punctele frumoase, pe punctele deosebite care le percepem și odată ce ne setăm pe așa ceva, vom observa doar acele lucruri minunate. Ce vă sfătuiesc eu timp de 10 minute? Să vă resetați la capitolul judecata oamenilor. să spuneți așa, stop judecății. Eu, din această clipă, nu mai judec pe nimeni. Și acest lucru implementat îl veți verifica în fiecare zi, în timp ce întâlniți alte persoane. Când vă observați că începeți din nou să judecați după punctele slabe, sau ceea ce nu vă convine voi la acea persoană, vă vedeți stând în fața voastră cu mâna sus, strigând stop, eu nu judec alte persoane. Și veți vedea că vă veți corecta voi singuri și vă veți axa pe punctele frumoase, minunate ale acelei persoane. Este un exercițiu care cere timp, dar cu puțin curaj și cu puțin uh, imaginație putem să găsim foarte multe lucruri minunate în locul judecăților. Uite ce rochie frumoasă are, uite -te ce culoare frumoasă are în obraj, uite cât e de veselă, uite cât e de isteț, uite -te ce frumos vorbește, uite câtă grație are. Cred că sună mai frumos și inima noastră va fi plină de bucurie în momentul când spunem așa ceva, când afirmăm în sufletul nostru lucruri minunate despre alții. Până data viitoare, numai bine și sănătate!